Astăzi ne-am întrunit, am declarat că suntem o forță, o forță comună, o forță puternică și o forță care va pune capăt dizmețului care astăzi e în Republica Moldova. Vrem un trai decent, vrem copiii să ne se întoarcă acasă, că sunt prăștiați prin lume și o să luptăm până o să facem să fie bine. Am lansat 5 angajamente. Prima problemă ține de venituri, salarii și pensii. O altă prioritate este educația. A treia prioritate ține de domeniul sănătății. Al patrulea angajament ține de corupție și stat de drept. Al cincilea, dar nu cel din urmă și nu mai puțin important, este angajamentul nostru care ține de integrare europeană. Deci, acestea sunt 5 angajamente. Avem acțiuni și propuneri pe toate domeniile. În curând le veți afla. Poate împreună și dacă ar fi mai mulți, ar fi foarte bine pentru noi. Poate ar fi o schimbare. Tare așteptăm. De-am ne-a ajuns cu totul. Nu mai putem răbda.